cubul magic, cubul magic pentru tonifierea piciorului, pentru ameliorarea propriocepției, a echilibrului, a reflexelor, a întregii linii biomecanice a piciorului. Și nu fac decât să stau. Stau. Stau un minut, stau un minut. Voi sta un minut pe piciorul acesta, un minut pe celălalt picior. Și schimb. Un minut aici. Și acesta este primul exercițiu. Exercițiul numărul 2. Cobor de la flexia pe care o am deja angajată. O duc un pic mai jos. Foarte lent. Și după aceea un pic mai sus, dar rămân în flexie. Un pic mai jos. Un pic mai sus. Un pic mai jos. Și un pic mai sus. Și fac aceste du-te-vino timp de un minut. Foarte lent. Trebuie să exersez controlul. Deci nu este un exercițiu atât de musculatură, cât de control, de stabilizare. Hop. Și după aceea, exercițiul numărul 3. Exercițiul numărul 3, sunt în aceeași flexie și pot să fac diferite mișcări. Diferite mișcări care îmi vor solicita poate și mai mult piciorul de sprijin. Deci pot să fac față-spate. Pot să ridic, pot să stau, pot să... tot ceea ce inventez în acel moment. Și după aceea un alt exercițiu, 4, ar fi aceeași poziție, doar că de data aceasta îmi voi solicita alți captori posturali și atunci voi închide ochii. Cât pot. Încerc să stau fără să privesc. Și atunci ceilalți captori posturali, urechile sau dinții vor intra în joc pentru a stabiliza postura. Și acesta este cubul magic pe care vi-l recomand. Puteți să-l folosiți, să-l aveți în baie și să ne putem spăla pe dinți în timp ce stau pe cub. Tot felul de exerciții. Important e să stau. Stau, să stau, să stau, să stau. Cubul magic. Mulțumesc!